Bună seara, copii și părinți. Cum vă merge? Cum a fost astăzi? Bine! V-a fost frig astăzi? Nu! S-a încălzit afară, nu? Da! Dar noi vrem zăpadă! Noi vrem zăpadă, noi vrem frig! Nu? Cu cât e mai frig, cu atât e mai... mai bine, nu? Da! Haideți să vedem... ce am studiat noi până acum? Care a fost prima lecție care am avut-o? Deci, firea ați ținut minte. Ea vine de unde? De unde avem firea? Eu e firea. Dar de unde o avem? Da? De la părinți. De la părinți, ok? Deci tot ce avem vine de unde? De la? Părinți. Părinți. Nimic din ce suntem nu vine de la părinți. Băieții amari acolo mă aud sau nu mă aud? Ianis și... am cum să vorbesc cu voi dacă mă văd. Uite, aici sunt locurile cele mai faine. Care a fost a doua seară? Adică cum am exact trupul și spirit? Și a treia seară, a seară ce am făcut? Adică e vorba cum ne e mai ferice să dai, cum ne satisfacem nevoile. Aproape corect, nu-i primim, ci... luăm și dăm. Acum, în seara aceasta, intrăm așa un pic mai mult în pâine, că vorba aceea, fiecare clasă trebuie să fie mai, nu? Mai de învățat. Vezi că dai de cameră și acum vrem să știm de unde vin gândurile. Da? Și înainte să dăm răspuns la aceasta, trecem așa un pic în revistă lecțiile care le știm. Ce a creat întâi Domnul? Ce fel de ființe? Da? Și? Înainte? Te-ai pus acolo în spate? Cineva și-a adus aminte. Îngerii i-a creat în tâi. Pe care l-a creat întâi? Lucifer a fost primul înger care l-a creat. Și acum, după aceea a creat pământul nostru, a creat materia, apoi ce a creat? Plantele, apoi animalele și păsările și omul. Ok? Materia este moartă sau vie? Plantele sunt? Vii. Animalele sunt? Vii. Și mai cum? Suflete. Sunt suflete și omul este? Tot un suflet. Ok? Și acum aseară am văzut ce este un suflet. Ce este un suflet? Este un trup care are un creier. Da? Și apoi mai avem nevoie de un spirit care... conduce prin creier trupul. Și cum conduce trupul? Prin ce? Prima nevoie a spiritului este iubirea. Foarte bine. Cum conduce spiritul trupul? Prin ce? Prin decizii, că puteți citi, e foarte bine. Astea sunt ce? Sunt deciziile? Cum se mai numesc deciziile? Se face curent electric din decizii, sunt gândurile, da. Deci, vedeți, trebuie să gândim când trebuie să știm aceste lucruri. Și împreună dau sufletul. Sufletul este un element spiritual sau nespiritual? Acum, seara ce am discutat totuși?
Da, deci sufletul în sine este o combinație a spirit și trup. Și trup. Deci spiritul, sufletul nu este doar spiritual. Ok? Deci trupul vostru face parte din sufletul vostru. Da? De aceea sufletul nu este doar un element spiritual. Duhul este doar un element spiritual. Ok. Și acum ne punem întrebarea, cine gândește în om? Avem odată spiritul și apoi avem trupul. Și împreună dau ce? Sufletul. Sunt, e așa de simplu și vedeți că este așa de greu să le știm odată pentru totdeauna. Și acum cine gândește? Trupul sau, sau spiritul? Spiritul gândește. Și acum vrem să vedem așa un pic, ca să facem o repetiție, din câte organe este compus trupul? Multe sau puține? Multe. Multe. Hai să vedem dacă recunoașteți careva din ele. Ăsta ce este? Plămâni. Da? Și ăsta altul? Inima. Ok. Celălalt? Renichii. Și ce e acolo jos? Vezica. Da? Ăsta ce este? Potul. Sistemul digestiv. Da? Aici ăsta ce este? Știți ce este? Unde e în corp e ficatul? Dreapta sau în stânga? Unde? Aici sau aici? Vedeți, chestiile astea nu le-ați învățat încă la școală, nu? Unde sunt învățătoarele? Poftim? Tu de unde știi, Darius? Așa. Da, te-a zis stânga întâi, da? Da? Asta cine este? Ochiul. Da? Știți unde este ochiul, nu? La burtă sau? Nu. Ok. Astea ce sunt? Astea nu sunt chiar vasele de sânge, sunt celule, sunt eritrocitele din sânge. Și acum, toate organele, ce mai lipsește? Creierul, așa. Asta i-ai spus-o sau nu? A spus, a știut-o el? Ok, creierul. Ce face creierul? Câte organe? Nu gândește. Aoleu, n-aveți voie să zice așa ceva. Deci, creierul ce face? Câte organe sunt legate de creier? Ok, deci toate organele sunt legate de creier. O? De aceea... Exact, da? De la creier totul este legat în trup și el le unește pe toate. Și acum ajungem la spirit. Spiritul, câte organe are? Ai zis foarte multe, că tu ai fost azi dimineața aici. Da? Am putea să spunem că și niciunul din punct de vedere, material, dar din punct de vedere al felului, un spirit are multe, multe lucruri. Hai să vedem spiritele voastre ce au. Au odată un subconștient, da? Au un conștient, da? Au o voință. Voi aveți voință? Cum știți că aveți voință? Că? Când facem? Când facem treabă cu bucurie? Da? Și când mai ai voință? Când fugi? Când asculți? Și când? Și când nu asculți, tot voință ai, nu? Nu? Te în... Potrivești. Zice mama ceva sau tata și tu faci ce? Ce vrei tu, nu? În loc să faci ceea ce se spune. Deci
Avem cu toții o voință. Mai avem altceva? Mai avem și rațiune? Da? Ce ne spune că avem rațiune? Că putem să... Ce să facem? Să gândim, să discernem, da? Ea are ochi. Ce ochi are? Da? Și tu ai ochi? Tot maro? Ea are ochi? Albaștri. De unde știm? Pentru că avem ce? Rațiune. Da? Om? Putem vedea lucrurile și le putem da un nume și apoi avem și o conștiință. Voi aveți conștiință? Când apare conștiința? Când facem ceva greșit, ce face conștiința cu noi? Ne mustră și noi ce facem atunci? Ne pare rău și? Ne cerem iertare, nu? Câți au conștiință de la, de la voi? Da? Deci toți vă dați seama că ați făcut ceva greșit sau că ați făcut ceva bine. Deci conștiința ne afirmă sau ne dă, cum să zic, ne mustră. Și atunci, ce mai avem în spirit? Ce mai aveți voi? Tot în spirit aveți și capacități, talente. Cine dintre voi poate să cânte? Toți ați putut, că ați fost în față aici, nu? Da. Cui îi place să cânte? Ok. Ce nu-ți place să cânte? No. De ce nu-i place să cânte? Nu, lui. Ea îi place, dar nu discutăm. Dar el este... De ce nu-ți place? Are voie să nu-ți placă? Da. Da, deci are și el o capacitate. Nu-i place cântatul. Nu? Puteți toți să jucați fotbal? Da. A, eu zic că nu puteți toți. Să dăm examen, să vedem cine poate. Da. Nu? Toți știți? Deci, toți puteți desena? Un are un talent mai mare, un are un talent mai mic, da? La toate lucrurile, vedeți, avem capacități aceleași sau diferite? Diferite. Așa ne-a făcut Dumnezeu ca fiecare să aibă capacitățile lui personale, nu? Și ce mai lipsește aici la spirit? Ce mai ne lipsește la spirit? Ce trebuie să mai aibă spiritul? Aia este, da, dar așa în construcția lui, din organele sale, din elementele sale, ce lipsește? Hmm? Inima lipsește. Ok? De ce? Unde e inima în spirit? Ce face inima? E prea grea întrebarea? Hai să întrebăm pe ăștia mari. Câte din noi controlează inima? Tot. Tot. Ok? Deci din inima noastră e controlat... Tot ce facem e controlat din inimă și tot ce facem cu trupul nostru e tot controlat din inimă. Spiritul și inima și cum funcționează creierul sunt cele mai importante, ai spus. Acum ne mai întoarcem o dată să vedem de ce poate spiritul să gândească. De ce are nevoie să gândească? De ce stomacul nu gândește? Sau creierul nu gândește? Poftim? El face altceva, dar asta e și un răspuns bun. Face altceva.
Cine controlează? Spiritul controlează, dar de ce poate să controleze? De ce creierul nu poate să controleze? De ce creierul nu poate să gândească? De ce numai un spirit poate să gândească? Hai, spune. Nu știi? Ăștia nici, să știți că azi dimineața am făcut lecția cu cei adulți, nici ei n-au știut. Da? Așa că nu nicio... Da, da, sigur, dar vreau să zic că voi poate știați. Nu? Vezi? De ce trebuie spiritul să gândească și creierul și restul organelor nu trebuie să gândească? De ce? Poftim? Exact. Deci spiritul este acela care se guvernează cum? Din afară sau singur? Vă place că vă guvernați singuri? Poftim? N-am înțeles. Da. Da, deci spiritul, chiar dacă vă place sau nu vă place, dar știu că vă place pentru că nu vă poate dirija nimeni sau vă poate dirija părinții. Vă poate dirija părinții sau nu? Da sau nu? Ascultați de bunăvoie sau că trebuie? Că trebuie asculți. Câteodată de bunăvoie și câteodată că trebuie. Dar este foarte important să știți că voi vă dirijați singur. Deci dacă cineva învață bine la școală, cine e răspunzător? Da? Când eu mergeam la școală, pe vremea voastră, când eram așa mic, eu nu eram așa de cuminte. Voi sunteți cuminți? Nu? Și noi aveam caietele. Voi aveți caietele de note? Da? Și acolo în spate, la carnetul de note, erau pentru părinți anumite, cum se zice, mențiuni, da? Și acolo scria învățătoarea, elevul nu și-a făcut lecția. Nu? Și ea era scris pentru cine? Pentru părinți. Sunt părinți răspunzători că elevul nu și-a făcut lecția? Și atunci cine trebuie să semneze? Copilul, da? Era scris pentru? Părinți. Și pentru că eu eram răspunzător, cine semna? Profesoara. Păi, profesoara scria. Dar cineva trebuia să semneze că a luat la cunoștință că elevul nu și-a făcut lecția. Așa ar fi trebuit să fie, dar eu am învățat cum semnează maică-mea și preluam răspundere pentru ceea ce făceam. Nu? Și așa, câteodată mai nimerea și mama carnețelul și atunci ce primeam? Recompensă. Recompensă. Poftim? O consecință. Deci, noi ne guvernăm din interior, de aceea trebuie să purtăm răspunderea pentru ceea ce facem și ceea ce nu facem. Nu poate nimeni în afara noastră să poarte răspundere. De aceea trebuie să facem ce? Să gândim. Când vine ziua de naștere sau când aveți o bucurie. Ați avut bucurie săptămâna asta? Da? Bucuria aceea vine pentru că voi ce ați constatat sau ce concluzie ați tras? Pentru că ai primit ceva, pentru că ți-a făcut ceva o plăcere, nu? Ne-am întâlnit cu colegii, nu ne-am văzut numai așa, ne-am întâlnit cu toții, am putut să jucăm, nu? Fotbal și tot ce v-ați jucat și ați fost întotdeauna activi. Și acum
Toate funcțiile spiritului sunt cuprinse în gândire. A? Și acum ne trebuie un punct de plecare pentru orice gând. De unde pleacă orice gând? De la inimă. Din inimă, da? Mai sunteți trezi? Ok? Din inimă. Și în inimă ce se găsește? De unde pleacă gândul? Păi, inima este în spirit, da? Ce este acolo, o să vedem mâine seară, de unde pleacă gândul? De unde pleacă gândul să joci fotbal? Poftim? Ai stat din spirit, dar unde e plecatul? Păi, gândul trebuie să apară de undeva. Asta-i, măi, din fire. A? Firea este ceea ce ne face viața grea. Că ea este acolo la cârmă. Că dacă n-ar fi la cârmă, am putea să trăim foarte bine. Și cu fotbal. Fără fotbal. Și atunci era bine. Dar pentru că avem firea, ea ne face probleme. Deci haideți să mai repetăm încă o dată ideile de bază. Știți că repetiția este școala? Vă place repetiția? Da. Haideți să vedem care sunt cele două nevoi ale trupului. Care sunt cele două nevoi? Nu, alea sunt organele. Care sunt cele două nevoi ale trupului? Cum se numește mâncarea? Pe termen așa zis științific. Hai să vorbim așa. Aia e felul că mănânci, alimentare. Dar care este nevoia? Mâncarea cum se mai numește? A, cine ți-a zis? Darius are un învățător acolo care îi șoptește lucrurile. Deci, ați văzut tabelul ăsta vreodată? Copii? Da. Cum se numește? Cum se numește tabelul ăsta? Fetelor care ați sunteți în clasa mare, cum se numește tabelul ăsta? L-aveți și acolo pe telefon? Nu? Tabelul lui? În clasa voastră încă n-ați învățat asta, mă? Când se învață? De-abia în a șaptea? Da? Deci ăsta e tabelul lui? Mendeleev, adică așa ăsta a spus... Din astea se compune câte lucruri care le vedeți? Toate lucrurile, da? Sunt din chimie. Chimia de unde și-o ia trupul? De unde și-o ia? Și hrana de unde și-o ia? Vine? De la mama, nu? Sau? Știți ce s-a făcut pentru de seară? La mâncare, știți ce se vă așteaptă? Foarte bine, ține mult... Vă fie foame. Țineți post? Parcă am văzut prăjitură iarăși. Mamele astea... Poftim? Păi, cu cât lucrezi mai repede, cu atâta rezolvăm mai repede. Deci, de unde luăm chimia? De unde luăm hrana? Fetelor. De la magazin. De la mama? Din grădină. Și grădina de unde vine? De la tataia. De unde? De la tataia. Sigur. Și aia, grădina face parte de ce? De la mamaia. Zi, ca să mergem mai departe. De unde vine chimia? De unde îți vine hrana? De la Dumnezeu. De la Dumnezeu vin toate, dar asta de unde vine? De la pământ. Și cum se numește pământul? Face parte din ce? Din natură. Cui a spus? Cine a spus-o? A, deci din natură. Da? E mare natura? Da.
Ok? Apa e limitată? Sau avem destul apă? E destulă, da? Nu ne facem griji de apă. Ok. Și acum, ce mai are, care e a doua nevoie a trupului? Apă. Apă avem în chimie. Cât este inclus? E apa, hrana, da? Aerul, toate sunt incluse în chimie, că toate sunt de ordin, de materie și vin de acolo. Și acum vrem să știm ce are nevoie încă trupul. Aia, da, îl îmbrăcăm, îl pieptănăm și eu trebuie să mă duc la tuns dacă apuc. Ce mai? E o nevoie de bază, că vorbim de nevoia de bază. Aveți nevoie de chimie? Hai ca să ne renunțăm la masă în seara asta. Nu! Nu? De ce? Renunț. Tu renunți? Am renunțat și la plâns. Da? Da? Înseamnă că nu-ți merge bine. Sau îți merge bine? Păi am mâncat la cale. Păi ai mâncat acolo, dar nu zici că n-ai mâncat. Da? Deci, ce mai are trupul nevoie? Hai copii, că am învățat treaba asta. Iubire? Iubire, trupul n-are nevoie. N-are nevoie. Da, spiritul are nevoie, dar ce face spiritul trupului? Ceea ce are trupul nevoie. Ianis, nu, sângele e chimie. E parte din trup. E vorba de o nevoie. Are nevoie de control. Aia nu este energie. Ce fel de energie mai are nevoie în afară de chimie? Are nevoie, cine a șoptit? Curentul electric. Unde căutăm curentul electric? Unde îl căutăm? Să-l măsurăm. Unde îl măsurăm? Unde? În mâncare. No, lecțiunea asta mai trebuie să o facem o dată. În creier, da? Curentul electric pune în mișcare ce? Creierul. Și apoi creierul trebuie să pună în mișcare gura ca să mergeți. Ce să faceți? Să? Să mâncăm, să vorbim și așa mai departe. Deci totul facem prin curentul electric. Și curentul electric de unde vine? În creier se face. Spiritul face curentul. Cum îl face? Prin gândire. A? Dacă n-ați gândi, nu v-ați putea să vă mișcați. Noschița asta aș vrea ca până mâine să fie făcută de fiecare, ok? Păi dacă nu ești atent... Asta. Da? Deci vreau să știu cele două nevoi ale trupului. Ok? Astea să le știți așa. Ok? Ce are nevoie trupul? Sunt cele două lucruri. Și de unde pleacă toate? Prin curent punem în mișcare totul. Și acum spuneți-mi și mie, dacă ați trebui să descrieți tot ce face trupul într-o singură propoziție, ce înseamnă trupul? Ce face trupul? Se mișcă și așa mai departe. Ce prelucrează trupul? Mâncare. Și mâncarea cum se numește? Hrană. Hrană. Toate funcțiile trupului se pot conclude în prelucrarea de chimie. Da? Ok? Toate funcțiile trupului sunt ce? Prelucrare de chimie conduse prin curentul electric care pune mașina trupului în funcțiune. Ok? Ușor sau greu lucrurile astea? Trebuie să scrieți, pe data, să le știți mâine. Păi da, dacă înțelegi curentul electric și chimia. Da? Și trupul prelucrează chimie. Dar haideți că am ajuns
aproape la sfârșit, înainte ca să facem lecția de ieri, să vedem dacă ați știut cum să faceți. Acum ajungem la spirit. Care sunt nevoile spiritului? Dragostea este nevoia spiritului. Și dragostea conține ce? Conține libertate. Vă place libertatea? De unde știți? Mai știți cum se satisface libertatea? Imediat o să vorbim după aia cum se face. Libertatea, dreptatea, siguranța, armonie, cunoștințe, plăcerea. Aveți? Vă place plăcerea? Da sau nu? Câte lucruri trebuie să ne facă plăcere? Da, Dumnezeu așa ne-a făcut să face toate lucrurile să facă plăcerea. Vă place plăcerea să mâncați? Da? Să dormiți? Da. Nu mereu. Nu mereu, da? Vrei să stai treaz, nu-ți place plăcere? Și acum vrem să dăm răspuns din ce sunt compuse nevoile spiritului. De unde luăm nevoile spiritului? De unde luăm dragostea, libertatea? Unde se găsește? Oh, asta este. Și pe Dumnezeu îl vedeți? Nu. Și atunci cum ajungeți la El, să luați de la El? În rugăciune? El oricum ne vede. Cum faceți? De unde luați? Din Biblie. Da? Deci avem nevoie de informații. Da? Deci avem nevoie de ceva cu care să ne ocupăm. Spiritul are nevoie de o informație cu care el trebuie să se ocupe ca să funcționeze. Ok? Și atunci știți o istorioară din Biblie unde Iisus spune că omul nu trăiește doar din pâine, ci din orice cuvânt care vine din gura Domnului. Unde a spus Iisus asta? Când a fost ispitit în pustie ca să-și facă pâine. Și l-a zis, eu n-am nevoie numai de pâine, ci am nevoie de orice cuvânt. Și acum, concluzia, toate funcțiile spiritului se pot conclude în? În ce se o conclud toate funcțiile spiritului? Ce este tot ce face spiritul? Poftim? Prelucrează informația. Măcar adulții trebuie să știe treaba asta ca să le ajute și pe copii să facă. Deci, de ce se uită copiii pe telefoane? De ce vă ispitește telefonul? Are care va ispita telefonul pe aici? Ok? De ce? De ce? Ce ai acolo pe telefon? Ce ai pe telefon? Poftim? Informații. Și cine are, îi place informația? Da, el trăiește din informație. Și pe telefon ai Biblia, nu? Da. Între altele. Poți avea. Dar de câte ori o deschis? Pe telefon avem alte, ce? Alte lucruri care ce fac? Aduc spiritului ce? Da? Pentru că îi place să prelucreze ce? Informație. Da? Și cum se numește prelucrarea de informații? Cum se numește prelucrarea de informații? Gândire, da? Care se face prin gândire. Ok? Deci asta a fost o lecție ușoară sau grea? Grea! Nu spuneți copii că e greu, dacă e așa de simplu. Ok? Deci, lecția de mâine e foarte simplă. Desenați și scrieți nevoile trupului. Ce nu știe să scrie, desenează. Aveți spirit, aveți imaginație, vezi că am uitat să spun în spirit care imaginație. La orice puteți face, nu este limită. Și acum, asta trebuie să facă și părinții. El n-a făcut.
Aoleu, ce lecții aveau părinții să facă? Să facă și ei ce facem și noi. Dar unde-s părinții? Că nu prea văd pe aici părinți. Sunt pe hol, ei trag chiulul. Acum se duce. Hai să vedem, că noi suntem mai, cum să zic, mai serioși. În sensul că mai silitor, cum se zice, da? Haideți să vedem cine vrea să vină primul să ne explice cum se funcționează cu legea. Mai explic încă o dată legea cu canalul, da? Legea de bază spune nimic, nu poate să existe de la sine. Totul trebuie să ia întâi, pentru ca apoi să dea. Nimic nu poate face ceva pentru sine, totul are un intrare, o ieșire, o cauză și efect și totul funcționează într-un circuit. No. Și acum vreau să știu cum vă satisfaceți nevoia spirituală de iubire, că așa a fost vorba, nu? De libertate. Cine vine întâi? Vii tu? Păi asta e lecția de... A, aia la altă, prima. No, hai să vedem întâi ce are aici. Uite. Nu putem da fără să luăm. Luăm, așa e scris aici, nu? Așa am văzut. Foarte frumos. Deci nu putem da fără să luăm. Și cum luăm? Să cerem. Să cerem. Asta e idee bună, nu? Că dacă nu cerem, nu avem ce să luăm. Și când am cerut, ce facem cu ceea ce am cerut? Ținem pentru noi sau dăm mai departe? Dăm mai departe. Ok. Cine vrea să vină următorul? Pune așa la frumos. Păi asta de astăzi. Cum dăm ca să luăm? Dar și ai de ieri, fiecare ce are. Noi trebuie să facem un sistem până mâine seară, poi mâine seară, când e ultima seară, să vedem cum facem cu examenele, cu notele, nu? Nu dăm note? Nu. Numai diplome. Ce spui acolo? Nu poți da fără să iei. Nu poți da fără să iei. Ok? Foarte frumos. O pune aici, da, ca să facem să le adunăm. Oh, ce ai făcut acolo? O lucrare. O lucrare? Spune, ce reprezintă lucrarea? Luăm și dăm. Luăm și apoi? Dăm. Ok, și astea sunt? Norișori. Norișori, foarte frumos. Îi lași aici sau iei cu tine? No, hai. Nu vă... Deci? Explică tu, că eu nu mă pricep. Și toate nevoile noastre și de la noi, de la alte persoane. Ah, uite ce, ați văzut ce frumos, arată așa să se vadă pe cameră cum se funcționează și băieții ăștia, că poate vor și ei să învețe ceva. Vedeți că fetele sunt... Nu mai vrea să se întoarcă. Da, dar arăți, da? Deci iei de la Dumnezeu, de aici, te duci și dai la altul. Foarte frumos. Nu? Am reușit cu activitatea cu ființele. Asta e încă repetiția. Da. Ok. Deci, astea ce sunt? Mai mult eu am făcut de distracție, dar am făcut și câteva animale. Ai făcut de distracție? Păi toate trebuie să le facem din distracție, nu? Adică că ne place. Nu? Și ai făcut și animale? Am făcut 2 peschișori, 2 țestoase și 3 păsări. Și astea sunt ce fel de... Cum se numesc? Ființe. Cu? Spirit. Și sunt? Suflete. Da? Și asta ce este? Și aici este lecția de azi. Aici scrie Dumnezeu ne dă. Ok. Aici am tras o săgeată și scrie iar noi dăm. Și trag din o săgeată și aici e tot băiețelul ăsta care a primit minge și dă la altă. Deci dai pas, practic. Nu? Da. La fotbal, cam dați pas sau nu dați pas? Da.
Și mai aveți și de ăștia care nu dau pas. Da. Mai sunt de ăștia care nu dau pas, da? Ok? Deci, Dumnezeu ne dă, iar noi dăm. Dăm mai departe. Dar luăm ca să dăm. Da. Aici i-am scris să facem fericiți micuții. Să facem fericiți micuții. Foarte frumos. Și tu vrei asta? Da. Foarte bine. Cine e următorul? I-am desenat aici pe Moise cu poporul lui. Ok, arată la cameră să vedem. Deci Moise, unde e Moise? Și aici cine este? Dumnezeu. Ai scris pe engleză, da? Da. De ce ai scris pe engleză? Că e mai scurt, nu? Da. God e mai scurt să scrii decât Dumnezeu. Și Moise vorbește cu Domnul și el dă mai departe ceea ce i se dat. Exact. Foarte frumos. Cine e următorul? Mama cu care are un copil. Arată aici la cameră. Care pâine și îi dă la un copil sărac. Deci mama ia pâinea și o dă la un copil sărac. Deci asta este ce? Împlinirea? Legii, nu? Da. Deci luăm și dăm. Foarte frumos. Mulțumesc. Mai e cineva? Și tu ai făcut cu șubler. De la Dumnezeu? Și o dăm la oameni. Arată asta cum funcționează la... Da? Deci luăm iubire de la... Spune Dumnezeu și... Și dăm la oameni. Deci suntem tot timpul în mișcare. Luăm și dăm. Luăm și dăm. Și de unde știm că am luat de la Dumnezeu? Unde știm că am luat de la Dumnezeu și n-am luat de la altcineva? Da, da. Dacă cineva zice ceva urât, cum răspuns? Cum răspuns? Răspuns frumos. Și atunci dovedești ce? Că ai luat de la Dumnezeu. Și dacă nu răspuns frumos, ai luat de la cine? Firea te-a pus să iei de la acel om. Foarte frumos, mulțumesc. Asta îmi place cu șublerele. Nu? Mișcăm. Mai avem ceva, băieții? N-ați făcut? Voi sunteți ca părinții, da? Dar și părinții. Dar și părinții au făcut ceva. Ce ne-au făcut părinții? De mâncare. Ca să aveți ce să mâncați. Tu le faci și le uiți? Și de unde vine? De unde vine uitatul? De la fire, pentru că altele sunt mai importante. Nu că uităm. Și pentru că altele sunt mai importante. Aș vrea să mai închei cu o idee care am spus-o aseară. Cum facem cu libertatea? Vă place libertatea? Da sau nu? Cine a zis nu? Deci cum? Filip, nu-i place libertatea? Vino aici atunci. Îți place libertatea? Și atunci, dacă îți place libertatea, ce faci? Te bucur, nu? Deci, hai să mai dăm o dată definiția libertății. Tu n-ai fost ieri aici, dar dacă ai fi fost, poate știai. Care e definiția libertății? Când facem ce vrem? Când luăm libertate sau când o dăm? O dăm. Am? Ca să fim liberi, ce trebuie să facem? Câtă libertate? Și atunci și noi putem face ce? Vrem. Dar dacă nu putem să dăm libertate să facă celălalt ce vrea, ce se întâmplă? Noi
Noi suntem prizonieri. Ok? Deci, vreau ca ultima sută, ultima idee, ați înțeles tot care e lecția de ieri, de mâine? Vreau ca să știu cele două nevoi ale trupului și vreau să știu nevoile spiritului. Să știm cum se face nevoia trupului și să știm gândul, ce trebuie să conțină, ce trebuie să conțină gândul. V-ați notat? Știu că nu trebuie să vă notați, că vă țineți minte. Da. Poftim? Făcu poză ca să vă ajute pe toți să vă spună. Da? Dar voi puteți cere, că e sora ta, nu? E sora mea. Sigur, și dacă e sora ta, ai pile. Nu? Te ajută și ea ca să vă faceți lecțiile, da? Tu îi aduci mâine aminte la toți, da? Da. Îți place această ocupație să le spui la toți ce trebuie să facă? Îți place? E că la cele mai mulți îți place să spună ce au alții de făcut. Bine, copii!